Într-un cadru festiv, absolvenții celor 5 secții ale Facultății de Inginerie Electrică din Craiova au primit diplome și flori și au ascultat mesajele cadrelor didactice. Sunteți buni, sunteți foarte buni, rămâneți să deveniți utili. Mai e un pas, masterul, și după aceea începeți să învățați și singuri. Vă așteptăm să ne transmiteți feedback. Ce din ce am reușit noi să vă transmitem v-a folosit, la ce trebuie să renunțăm și ce ar trebui să adăugăm. Întâlnirea de astăzi a fost, inclusiv pentru mine și sunt convins și pentru dumneavoastră, o lecție. Viața trebuie să fie bine ordonată. Evenimentul de astăzi a fost bine organizat și eu am avut sentimentul că au fost numai clipe de bucurie. Asigurăm specializarea studenților pentru a deveni ingineri în domeniile ingineriei electrică, ingineria energetică, ingineria aerospațială. Considerăm că sunt specializări de viitor și le asigură perspective clare de a-și crea o carieră de inginer de succes în domeniu. Pentru cei 120 de absolvenți, festivitatea de astăzi a fost una importantă și emoționantă totodată. Un sentiment de fericire, o realizare în viață și multe cunoștințe noi. Ce o să faci de acum înainte? O să-mi continui cariera pe domeniul ingineriei, că de asta am făcut facultatea. Ai deja o slujbă? Da, da, lucrez la CFR-ul. Este minunat, chiar mi-a plăcut, am avut niște emoții destul de mari, dar chiar mi-a plăcut. Mă bucur în sfârșit că am realizat acest pas și că am reușit să terminăm cu succes. Și eu te fac de acolo. Mai departe, trebuie să continuăm către master și să ne continuăm împreună și alături de colegi să ne realizăm visele. Ne-am bucurat, au fost momente de neuitat, au fost clipe de toate felurile. Ce o să faceți de acum înainte? Păi, cel mai probabil o să ne căutăm și noi pe partea de carieră un job și mai departe continuăm cu studiile ciclul 2 de master. Iordania, mama româncă. Și am venit în România să învăț inginerie, că îmi place mai mult inginerie și am venit să învăț aici. Cum a fost facultatea? Sincer, super, nu aveam așteptări la asta. Profesorii foarte perfect, ajută, eu zic pentru oricine vrea să învață inginerie, sincer să vină în Craiova. Pentru absolvenți mai urmează un singur examen, licența, la începutul lunii iulie. Unii vor alege să continue studiile cu masteratul, alții vor putea lucra deja ca ingineri.